corner from Krivelaru into the right zone, and this might be the moment! It's Lucien Goyan, and I bet you what, he doesn't know whether to celebrate or not. Well, that's why he just stopped everybody jumping on himself, but what a key moment! Lucien Goyan a înscris în poarta fostei sale formații în minutul 83 cu un voleu din interiorul careului, după o centrare venită din corner. În urma acestei victorii, FC Chennaiyin a prins în extremis ultimul loc de play-off în India. În ultimii 6 ani, Lucien Goyan a evoluat pentru formațiile Tianjin Teda și Beijing Baxi, ambele din China, Perth Glory din Australia și Mumbai City din India.